Să nu să... Da. Nu, gata, arată mult mai bine acum. E? Da. Super. Acum... Curtea aici, am dreptul ăsta, curtea la mine. Numai la mine curte, cred că s-a văzut. Nu cred că mai vârtea la altă parte, că îi place vegetația la noi. Aici ducea pe partea asta, o lua pe aici. Asta ducea acolo. Circula regulamentar, nu intra pe contrasens. Așa. Că acolo venea ăla, tocmai era unul mai mic. Am terminat cu totul aranjat, am mai dat cât un cui colo, colo, colo. Da, 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 să văd de unde, da, 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 unde mai avea cât un pic de burtă, pac, îi mai adăugam un cui. Da, o puneam aici până ajungeam eu cu scara sus, vântul venea, mi-o lua pe sus și mi-o aruncat înapoi. Iar coboram după tablă să o iau, să o pun sus. E, firar, măta. Uite asta. Deci acum sunt sigur că dacă plouă, deci pun aici, până aici practic nu mai plouă. În zona asta aici, da. Eu pot să fac și bicicleta aici la adăpost. S-o lași aici, da. Și protejează aici. Și ușa, geamurile aici un pic deocamdată, nu? Protejează tot acum. Da. Păi oricum ușa și geamurile o să vină exact cum a zis, aici. Ai scos ceva de aici? Sau nu mai era ceva aici? Am scos aia doi stâlpi. A, aia doi stâlpi de aici, da. Da, și se părea că am scos ceva, dar eu nu realizam acum ce, dacă ești mereu cu ochii în ele, nu-ți dai seama. Păi am scos că mi-a trebuit aia doi stâlpi să mai pun chenare pe aici, pe sus. Și așa trebuie să mai vin, uite, trebuie să mai vin cu o dublură, cum e aia de sus, de acolo, uite, vezi cum e pătata de acolo, trebuie să mai vin cu unul și peste ăstea, cu dublura până în capăt, să continui. Și acolo la fel, să continui până la ăla, dublura. Și aici, practic, mi-ar mai trebui un pătrat mie, că sunt prea distanțați. Acolo, da. O să-i mai pun, că mai am, uite unul, uite jos. Da, ăsta. O să mai pun de acolo, aici, ca să fie mai, cu cât sunt mai... apropiați, cu atât ține mai bine, că ei sunt și subțiri. Da, 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 da. Hai ca aici, ca aici. Dar acolo e distanța, porțiunea mai mare. Dar trebuie să am pătrații cât de cât mai apropiați. După mai ce deși, mai ai mulți. Făcut structura, ai trecut la tablă, nu? După ce ai pus după structura. Ce am structura, am trecut la tablă. Și la tablă. Aici a început. Aici a început scandalul. Că am învelit o sâmbătă pe vântul ăla. Ha. Că și urcam tabla, o puneam aici până ajungeam eu cu scara sus, vântul venea, mi-o lua pe sus și mi-o aruncat înapoi. Iar coboram după tablă să o iau, să o pun sus. E, firar. Uite, eu stau toată ziua să mă plimb după tine, mă înseamnă că eu nu mai termin de învelit până diseară. Ia, stai că fac eu altceva, băi, frate. Am legat-o, că tot aveam găuri de stâlp. Am legat-o eu cu o sârmă, tabla, și o legam de stâlp. Și când mă urcam sus, vântul o mișca, n-avea aia, da, da. Sârmă. O trăgeam cu sârma sus, puneam altfel, ce dracu făceam. Dar trebuia să mă dau mereu jos. Și atunci, ca să nu mai mă dau jos mereu, ce ai zis, bă, câte table intră aici? Una, două, trei, patru. Patru, da. Bun. Leg patru table de apărâm fiecare și le înșir așa, legate cu sârmă. Și eu doar le iau de aici și le trag sus, că altfel nu făceam nimic. Ți le dădea vântul înapoi, nu? Și te întorceai, te duceai, te... Da, nu făceai... Și aici când o puneai, trebuia rapid să-i dai cu cuie, imediat. Cuie, s-o fixe să-i dai urgent cuie, că altfel băteau, se umflau. Prindeai când, prindeai momentul când rafala de vânt era pe-n pădure, pe acolo, că s-auzea că se duce pe urlat. Când se întorcea, făcea o colu, se ducea încoace spre Ceptura, se ducea ea spre Rotar și pe urmă o lua încoa. Ce moarte! Se vântul foșnind încoace, atunci, dai, ardei, dai. Și tu... o să îi l-am, știi cum? Două, trei cuie pe partea asta, două, trei cuie pe partea aia, două pe partea aia, două pe la jumătate și gata, nu mai vreau. Tu știi și traseul vântului? Adică tu ai... Când auzea, zic, gata, stai să se ducă. Hai că acum se duce, dura două secunde. Când lucrezi în domeniu, trebuie să stăpânești și vântul. Aici vântul pe aici, pac, pleca încolo, du-te! Mă pleca pe partea aia, când își făcea rotul pe acolo de să-ntoși, făcea control. Asta e mai ceva decât... Păi uite, pe ăsta trebuie să-l pună la control trafic, nu poliția, că ăștia nu face datoria cum se face vântul. Uite, vântul se ducea. Dar cum pleca? Care era traseul lui? Deci venea? De aici. Da, de aici, venea da? Se învârtea aici, am dreptul ăsta, curte la mine, numai la mine curte, cred că se învârtea. Nu cred că mai vârtea la altă parte, că îi place vegetația la noi. Aici, ducea pe partea asta, o lua pe aici. Asta ducea acolo. La regulamentar, nu intra pe contrasens. Așa. Că de acolo venea ălalt, mai era unul mai mic. Pleca vântul de aici, pe partea regulamentară. Când nu l-am întrebat, se ducea spre Ceptura ușor, făcea rundul pe acolo, cred că ajungea pe la sensul generator și dacă face ăștia circulație, nu făcea nici dracu circulație, că dormeau toți pe vântul ăla și se întorcea înapoi, iar pe partea aia și venea iar înapoi, venea pe acolo, uite așa, și venea vântul pe aici, se sucea așa, iar se mai învârtea de vreo două, trei ori pe aici, ca uliul ăla că vrea să prinde prada, iar pleca în partea aia. E, când era vântul aici, atunci stăteam și, știi, beam cola, n-ai băut bere, foarte bine. Nu pot să deci trebuie să și să stăpânești și vântul când faci o lucrare, nu e așa?
Da? Că dacă mai bea și bere, era posibil să mă găsești pe aici, pe undeva jos, cu un băschiț ăștia când vedeai. Bun, și până la urmă ai decis să le legi cu sârmă, cum ai zis tu, nu? Tablele. Le-am delegat cu sârmă ca să pot să le trag sus, da. Le-am tras sus. Și după ce le-am tras, am venit partea asta, că asta a fost mai grea, a fost mai mare. Da. Că aici intrau două table, o tablă aici. Una sus deasupra, una acolo, una sus, dar acolo trebuie făcută și îmbinarea, legătură cu casa. A, acolo, da, da, da. Altfel da. Nu făceai nimic, da. Nu s-o lua de acolo. După ce am terminat aici... Și ai bătut un cuie, efectiv, tabla pe scânduri. Cuie, uite să și văd cuile. Da, pe asta le-am văzut, da. Să poți vedea acele cuie minunate care sunt bătute, care eu trebuie să le strâng, că dacă vine un puternic să umflă de aici, poate să mi-o scoate din cuie. Da. Da, păi cuile nu-i ca șurubul filetat. Da, 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 da. De ce să pune OSB-ul pe dărăsuc imediat pe pătras pe aici? În momentul când bate vântul, nu-ți mai împinge tabla sus. Da, am înțeles, da. Că n-are cum, da. N-are cum, în principiu, împinge cu totul. Dacă e, știi? Hei, și când m-am uitat eu așa de-n drum, bă, zic, s-a mărit camera, bă. Pasta ai pus-o prima dată, nu? Pasta ai pus-o prima dată. Și când am văzut să-și custrea și asta așa, am zis, stai din gură, lasă așa. Las că e mai bine așa. Ce, că e un pic mai mare, așa zici tu, nu? E numai bine. Cred că așa o să fac și pe aia, cu timpul. Că vezi, așa avea un pătrat, adică mai lung, mai lungesc pe aia, mai scurt de așa doi, și mai vin și de acolo cu un rând de scândură și mai vin și acolo cu niște căpătăi de tablă, să fie toate la fel. E mai bine cu acoperișul mai mare. Acum te deranjează că e diferența asta? N-are ce nu, să fie rău sau... Nu, dar vreau să zic că e bine aici. Da, 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 că protejează. Da, păi stai lejer aici, uite, dar te prinde, zicem că te prinde vreo furtună, ceva, na. N-a pus să mai ajungi în casă, știi? Până ajungi pe jucet, te-a prins aia, te-ai băgat aici. Așa, acolo stai mai zgribul, unde stai tu acolo în ghesul de aici? Și acum dacă bate apa de aici, îmi bate în OSB-ul. Dacă lasă asta mai lungă, nu mai bate în OSB-ul. Da, am înțeles, da. Și uite ce bine stai aici. Păi ziua pot să bag și aici bicicleta la umbră. După ce am bătut tabla pe partea asta, hai zic să trec pe partea asta. A fost mai greu sau tot? Nu, era mai ușor, dar a început să mă ia pe mine oboseala aici. A, da, știi? Da. Și tot singur ai făcut tot, nu? Tot singur. Și am trecut pe partea asta. Pe partea asta a zis, ai floare la ureche. Că aici intră decât o foaie de tablă. Deci aici primul intră doar două foi de tablă. Da. Două foi de tablă plus o tablă sus care am pus o coamă. Trei foi. Deci 4, 5, 6, 7 foi. A intrat aici, pe bucata asta. Pe bucata asta, da. 7 foi, a intrat 7 foi. A intrat ceva, da? 7. Dacă mai era un pic mai lungă, nici ajungeam, n-aveam tablă. Da. Deci gândește-te că aici o să intre mai multicică un pic. Păi aici unde e aici? Aici, da? Aici, după ce am făcut treaba asta, am rezolvat-o. Stând și odihnindu-mă eu așa și uitându-mă, era și soare, era și căldură. Mamă, ce umbră era aceea. Să mai potolise vântul? Camere, că dintr-al ce umbră era. Aha. Să mai potolise vântul sau să mai potolise un pic, nu? Stai că acum asta e nervat. Eu am ochelari cu mare colegul, are și el unul de culoare asta așa. Tătea cu ele, voi. Păi ăștia de la... ăștia... Păi așa că a început vântul ăsta. Vezi? Dacă uite drumul ăla. Păi așa că deocamdată mai merge aici. Dacă-ți face rontul. A, așa, ai bătut-o și pasta? Am bătut-o și pasta, după ce am bătut-o și pasta, am terminat cu totul aranjat, am mai dat cât un cui colo, da, da, să văd eu de, unde, da, da, da. Unde mai avea cât un pic de burtă, pac, îi mai adăugam un cui. Da. De-aia puneam cuiul cu doape de bere, turteam dopul cu ciocană, că o să-ți arăt cum turtesc, cum se turtește, turtesc dopul cu ciocană, că o bați cuiul în dop și în dop, cu dopul tot îl bați în lemn. A, îl bați în ăla, așa. Ăla îl prinde până jos. Da. Și n-are el, dacă e numai în cuie simple, vijelia o jumulește din cuie. Dar din doape nu, îți rupe tabla cel mai rău caz. Dar din doapele aia nu mai iese. Nu mai iese de acolo. E numai că e dublură și dopul e gros, e tare dopul. Dar de unde și tu șmecheria asta cu... Păi înainte se punea cartonul, băgai tot un carton asta, în cuie. Am înțeles, și acum da. N-ai cum să pui carton. Da. Și a pus dopul. Că nu prea se observă așa, știi? Păi ia. Păi, important e că... Am oferit-o și dacă vine o ploaie ceva, ești asigurată, că mai trebuie astup găurile. Ai găuri puține aici. Da, pe aia ziceam și eu, mai puține ca... De ce a fost acolo? Da, 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 da. Știi? Da, văd că asta că e mai, nu mai rezistent acum. Tabla. Am întărit-o asta, da. Întărit-o tabla și scânduri. Da. Păi nu știu că s-a mișcat? Știu. E, și după ce am făcut treaba asta, am zis, bă, zic să vin cu geamul, să pun geamul. Aici partea asta toată de sus vine făcută cu geamuri aici. Aici zici tu, da. Iar jos încoace
Vine perete de USB. Aici, da. Deci am pus-o la înălțimea asta, pentru că oricum o să bag un pătrău și o să mă ridic, am la înălțimea asta, după aici. Și numai bine o să vină sus. Știi? Și atunci, uite, am zis geamurile, uite. Aici, așa, uite, geamurile sunt astea. Uite. Asta o să le fac eu un chenar de ceniclă ceva. Că tot am destul de geamuri acum, îmi permit. Ne permitem. Chiar că... Uite, ne permitem și noi unele lucruri. Mai cam multe mori, tu. Ia uite. Ai și măsura, văd. E la măsura aici. Noi nu lucrăm decât în stand-by măsurat. Uite, așa vine. Îl apăs, îl apăs un pic în jos, și intră acolo. Și intră acolo, forțat un pic ca să și stea. Să trăiești, să mă duci la București, uite. Aia, bine, ăsta se șterge, nu? Da, nu-i problema asta. Bine că a intrat, știi? Hai, să faci așa, hai. Să nu se... Da, uite. Nu, gata, arată mult mai bine acum. E? Da. Super. E? Acum ai modul laser. Și vine, uite așa, geamurile. Unul peste altul vine așa. În felul ăsta. Eu îl dau jos acum ca să nu cadă, știi, la voi. Da. Eu, dacă vine așa înțepenite, că nici nu știu până acum că vine înțepenite așa. Eu acum, azi am bătut scândura asta, am bătut numai astea ieri. Păi n-ai măsurat sau ți-ai ieșit? Ai măsurat un pic, așa, da. Trebuia să mai rămâne loc de 5 cm, mai bine că nu mai rămâne. Da. E mai bine că îi dau cu spumă roată așa frumos, dacă le înțepenești toate așa aici, nici nu mai trebuie nici tot. Uite.